10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Am fost sportiv și m-am hotărât la 19 ani să mă las de sport, deoarece nu eram plătit suficient. Nu știu, erau foarte mici salariile sportivilor. Uh-huh. Ce sport ai făcut? Handbal. Uh-huh. Din momentul ăla m-am apucat de construcții. Am plecat prin câțiva ani din țară. În Italia? În Italia. Am muncit câțiva ani, 3 ani. După care m-am întors și am început un business, am făcut o casă, am vândut, am mai făcut una, după aia două, după aia trei, cinci. Acum avem 1000 și un pic de apartamente. Wow. Am ajuns la 1000 și un pic de apartamente și câteva zeci de case. Câteva zeci? Deci ai construit mult. Practic ai pornit de la zero totul, nu? De la zero, da. Ai fost un om care n-ai avut aproape nimic? Te rog să mă contrazici dacă e așa? Da. Dacă nu e așa? Chiar nimic. Deci un om care n-ai avut nimic și care a ajuns prin muncă sigur. Aici? Sigur. Doar prin muncă, nu? Adică prin statistici? Prin muncă, sigur. Cam câți metri pătrați are toată casa asta? Tot terenul cu casa, cu tot? Terenul are 9300 de metri pătrați. Oho. Și casa? Iar casa cu tot cu foișor și garaj are 1000 de metri pătrați util. Câte persoane stau în această casă de 1000 de metri pătrați util? 5. Eu, soția și cei 3 copii. Este casa viselor tale asta? Da, cred că da. Până acum, da. Wow! Intrăm? Sigur, hai. Vă rog. The story of my life, I take her home, I drive all night to keep her warm in time. It's frozen. Vă rog. Wow! Ce frumos e la tine în casă! Oglindă! Prima dată când o femeie intră în casă, la ce faci? Oglindă! E totul pe alb și aici, nu? Sigur. Cam tot mobilierul din casă e alb. Îmi place așa mie să dea o notă de curățenie. Acesta este living-ul. Sigur. Aici ce este? Un colțicior de stat cu... De stat la un cafeluț. E un șemineu. Cu cei dragi? E un șemineu electric sau...? Nu, e un șemineu de la Glamour. Funcționează cu... Am uitat cum se numește. Gaz. Gaz lampant. E cristale făcut? Da, da, da. Serios? Da, da, da. Șemineu cu... Trebuie să vii aici, colegul meu. Este șemineu cu cristal. Swarovski.
Intru în dressing? Sigur. Mulțumesc. Haideți în dressing. În dressing la comun cu soția și cu tine, nu? Să luăm pantofi. Neapărat pantofi. Așa. Cine este mai pasionat de shopping dintre voi doi? Cred că eu. Turul vilei impresionante continuă în camera fetițelor, unde din nou regăsim bunul gust și rafinamentul. Pardoseala este acoperită cu mocheta albă de cea mai bună calitate. Prețul unei astfel de mochete se ridică la 700 de euro. Draperiile dau o pată de culoare camerei, iar prețul lor se ridică la 250 de euro. Ceea ce atrage atenția de cum intri în dormitor este lustra din cristale pentru care a scos din buzunar 1200 de euro. La un simplu calcul, milionarul a plătit doar pentru a decora camera fetițelor suma de 2500 de euro. Cele două prințese au și o baie proprie. Dacă în dormitor predominau nuanțele deschise, aici negrul este preponderent, iar faianța aleasă este una cu model deosebit. Am ajuns la etaj, de fapt este singurul etaj, nu? Să zicem. Da. De fapt e un fel de mansardă, nu? Sau cum să numim? Da, a rezultat aceste două camere și o lavanderie, unde se curăță, spală rufele. Iar unul din dormitoare l-am transformat în loc de joacă pentru copii. Și acum mergem și în alt dormitor. Aici este un dormitor de oaspeți, probabil, nu? Da, la fel ca și celălalt, dar... Transformat în loc de joacă pentru copii. Foarte drăguță baia, aici e doar pe alb totul. După ce colega noastră a inspectat fiecare camera vilei spectaculoase, a mai descoperit o încăpere secretă și fascinantă. Aflată la subsolul vilei, crama este unul dintre locurile preferate ale proprietarului, atunci când își cheamă prietenii în vizită. Și aici coborâm spre cramă, nu? Zic bine? Da, cam da. O, ce frumos aici! E locul preferat al prietenilor mei. De o masă mare! Foarte mare! Atât de mulți prieteni ai? Cam da. Aici sunt liche naturali? Da, da. Wow, un perete natural. Sigur. Nu necesită nicio întreținere. Nu necesită nicio? Doar trebuie controlată temperatura și umiditatea în încăperea unde e... Și aici cred că e o temperatură ține constantă, constantă, ținând cont că suntem la subsol, oarecum, nu? Da, da, trebuie temperatură de 20 de grade, continuu. Mm-hmm. Mm-hmm. Și aici este locul în care, atunci când vă strângeți mai mulți, tu masa cu prietenii, nu? Sigur. Prietenii, familia. Ești pasionat de, de băuturi interesante, ca să zic așa? Nu, nu, nu. Sunt ai colecție? Ești colecționar? Nu, nu, nu. Păi cum nu? Ia uite câte sunt aici. Nu sunt vinuri de colecție. O bucătărie pe alb e destul de greu de întreținut, nu? Cam da. Bine, te întreb retoric, că nu că te-ar preocupa sau că știi. Ai gătit vreodată în bucătăria asta? Doar omletă. Doar omletă? Atât știu să fac. Hai că știi să faci ceva, omletă, e bine. Da. Și aici observ că dă direct afară. Da. La terasă, la piscină, nu? Acesta este foișor. Nu arată, arată sală de evenimente asta. Arată la o sală de nunți, de evenimente, nici de cum foișor. Știi, foișorul, când te gândești la foișor, te gândești la ceva rustic, din lemn, nu, nici de cum la... Nu puteam scaune face. Scaune tapizate la un... La o asemenea casă nu ne-a permis arhitectura să folosim un foișor unde să predomine lemnul. Observ că de fapt îți place stilul elegant. De fapt e tot un lemn, doar că e... E făcut în așa fel încât să pară mult mai elegant și mai... Lemnul stilizat. Da.